În primele 5 luni ale acestui an, prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, au fost încadrate un număr de 2.781 de persoane, dintre care 1.361 femei. Majoritatea persoanelor care s-au încadrat provin din mediul urban, au vârsta de peste 45 de ani și sunt absolvente de liceu. Tot în luna mai a acestui an, peste 700 de hunedoreni au beneficiat din partea AJOFM Hunedoara de asistență pentru înregistrarea în evidență ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecției sociale privind acordarea indemnizației de șomaj sau cuprinderea în măsurile active. În ceea ce privește persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, AJOFM Hunedoara continuă organizarea de cursuri de calificare sau specializare. În județul Hunedoara știți că am avut campania pentru VMG și avem în continuare, pentru cei din venitul minim garantat, avem un curs de inițiere de comunicare în limba română la Simeria pentru persoanele care sunt înscrise în venitul minim garantat și beneficiază de venitul minim garantat și nu știu să scrie, să citească. Avem curs de coafor la Călan pentru șomerii care sunt la noi în evidență și persoanele care au studii. Femeie de serviciu, tot un curs adresat pentru cei din venitul minim garantat la Hunedoara și administrator pensiune turistică la Hațeg. Mai multe despre aceste cursuri se pot afla de la sediile agențiilor și punctelor de lucru ale AJUFM Hunedoara din Simeria, Călan, Hunedoara și Hațeg sau la numerele de telefon 0755 999929 și 0755 999930.